Salut cu toată, stimați, dar și cu tot respectul, să vă și telespectatorii, Dacă aveam și un prieten care dacă lucru n-ați mă avea, văzut hai amice să clipurile prietenilor noștri, da, o să le vedeți și după să veniți aici, că noi aici discutăm chestii importante, domnule. De exemplu, discutăm despre depresia lui amicul. Amici, da. Ce te-a făcut pe tine, amice, să pici în depresie? Ce m-a făcut să pic în depresie? Hai, vorbim și noi așa, că nu, are așa niște gânduri din astea. Metaforic vorbim. Metaforic, da. Amice, ți-am spus, o să-ți iei tu Ferrari-ul. Dar nu sunt depresie, amice. Bă, stai puțin, că deci eu nu zic că sunt în depresie. Zici că ai gânduri depresive. Am uneori, uneori, dar nu pot să zic acum când. Că amice, am anumite gânduri depresive. Dar nu amice, în sensul ăsta, dar mă apuc o tristețe de a interioară. Amice, tu prin ce spui acum, să știi că faci vreo 70-80% din populație să se simtă prost, amice. Păi de ce să se simtă prost? De ce? Pentru că tu zici că, mamă, eu n-am făcut nimic notabil în 25 de ani de viață, dar așa cum bă, eu spusei că aș fi vrut să fac mai mult, că nu știi că n-am făcut nimic notabil. Așa a zis și inițial, vezi că da, scuze, în fine, eu vreau să zic că vreau să fac ceva mai notabil, gen eu m-aș fi așteptat. Uite, să-ți dau un exemplu. Păi eu când mă uit că eu la 25 de ani sunt aici și unul ca Haaland joacă la City și e cine e? Atunci am apucat pe mine. Băi, ia uite-mă pe ăla, cum de-a putut? Amice, iar având nu merge în vedere, da? Având în vedere de unde ai plecat, că trebuie să mai iei și asta în considerare, amice. Și ăla, bine. Da, și Tafa a fost fotbalist, așa, și a plecat de la zero, este. Bă, iar nu mai mergi, dă-te în morții mătii cu mausul. Nu jura, nu jura. Nu mai pot deja, bă, nu mai pot. Astăzi este unul din... Ce-ai făcut, mă? Este joia mare când filmăm noi acest video, că nu știu când apare. Și, atenție... Da. Picai, păi nu pot să mă uite, mă! Da? Amicu, nu și-a mai schimbat mouse-ul ăla de 15 ani de zile. Dar cumpără, bă, amice, și mie unul. Amice, pentru asta ar trebui să te simți prost, amice. Că tu vrei Ferrari, dar n-ai bani de un mouse, pentru aia ar trebui să te simți prost. Cumpără, bă, mă, amice, și mie un mouse, uite și tu la el, că nu pot să trec. Bă, dar tu n-ai bani! Bă, amice, tot îmi licăre roșu. De ce nu ți-ai zis, de ce n-ai zis, mă, că îți luam în loc de cadou lui Fiat, îți luam un mouse? Aia, nu mai bani de greșit. Îi iau de ziua lui, dar mai e până atunci. Bă, deci eu ori mi-am vrut experiența la parcur, ori nu mai poți să te mâncați. Bă, așa, amice. Băieții, ești fiat. În cazul în care aveți gânduri care lua Micu, să vă spună sălbaticul vostru ceva. Dacă sunteți mai... Ce fac, mă? Mai bun ca ieri, băieții? Da. E tot ce necesită, băieți. Deci dacă faci ceva să... Înveți ceva, să... Nu știu. Faci un bănuț, să faci o aia, să te întreții, să etc. Este mai mult decât este necesar. Pentru că asta înseamnă că în câțiva ani, poate buni de zile... Dar nu cum spune, nu mai merge, mă, la nu, 25 de ani e bătrân. Îl sparg! Că nu este bătrânel. Amicuțul nu știe ce înseamnă să fii bătrân, cred. Eu pot să zic că sunt bătrân. Nici tu nu ești, mă, bătrân. Băi, ești pe mort, da. Băi, voi ați trăit... Legumă, tu apărea acum ai trăit 10 ani, aproape? Și amicul a trăit 7 sau... Eu mi-amintesc de când eram și mai mic. Că ce am trăit. Ce îți amintești? Păi îți amintești când n-aveai încotro, da, decât să faci ce zicea mama și cu tata, nu? Da. Aia ți-amintești, păi vezi? Da, da, mi-amintesc. Hai, bă, trăit. N-ai trăit tu atunci, da? Nu mai se strică mouse-ul, nu mai spală. Nu erai tu ăla, legumă. Dar cine? Era o clonă a ta. Adevărul e că era cam urât, așa nu seamănau. Legumă, era o copie a ta mai slabă, care era obligată să facă ce spun alții, legumă. Corect, dar cu amicul cum facem? Că a fost slab intelectual și încă e. Păi te bă, dar uite că așa prost cum e el, că e prost, nu ai ce să-i zici. Dar așa prost... Păi da, vedeți că mă supără... Avusei și Fremdro, mă jură ăsta! Chiar mă supără că mă considerez așa. Așa. Uite că a reușit să facă destule viața, amicuțul. Da? A ajutat, ne-a ajutat, ne-am ajutat între noi, ne-am făcut, dar a reușit să facă, da? Fel mai mult. Amice, păi dacă e să o luăm așa, tu ești mai ajutat de aici. Așa, amice, și... Că eu am fost ajutat dintr-o parte și tu din două părți. A, din două părți. Nu se referă doar la YouTube.
Mă refeream așa pe total, amice, și oricum păi aici da. Nu... Păi, bine, îmi place că ăsta mă atacă pe mine care îi ținui partea, știi? Unde-i ținui partea? Unde-i ținui partea? Mă faci prost și îl ținui partea. Amice, zisei un adevăr, amice. Amice, și eu am momentele mele de prostie și legumă. Poate tu ești... Amice, poate tu ești... Întreabă la amice, că sigur să răspunde. Vezi și după zice că de ce îl fac prost. Da, el vorbește cu mouse-ul. Sunteți nebun cu capul? El vorbește cu mouse-ul, nu treaba ce ai, domnule mouse. Bă, da, eu știi ce nu înțeleg, că... Na, cu toți știm că noi, youtuberii, avem o grămadă de mouse-uri, știi? Da. Mai vechi, mai ălea. Păi nu, el nu are altul. Le aruncă, cred că, altceva nu mai știu. Da, amice, dar în același timp eu zisei că ai reușit să faci destule în viața, amice. Fu un compliment chiar... Drăguț, amice, părerea mea. Spar mouse-ul. Adică vorba aia, a și furat, da, a și făcut. Am și făcut. Păi, și tu mă șicnești acum. M-au aici trei din prima, că altfel nu merge, văd. Cum mergi tu? Nu merge, amice, nu mai pot să mă mai joc. Amice, dar tu alt mouse nu ai? Nu am, nu. La laptop, da, nu ai mouse? Nu am. Dar eu nu înțeleg, nu mai merge el sau nu are baterie? Licare cu roșu în morții și în familia lui. Amice, amice, ascultă-mă. Amice, amice, e ispit, amice. Amice, e ispit, amice. Calmează, amice. Dar bă, ăsta, 15 milioane, o mouse, uitați-vă la el că îl sparg să de la ce e, amice? Spune măcar de la ce. Nu, nu. Nu mai spun. Amice, e ispit, amice. Își bate dracu joc de tine, știu. Mă, ce așa de zicea ta? Ce casă din YouTuberii asta, mă, să n-ai un mouse în toată casa? Aaa, mă întrebam și eu, exact asta mă întrebam înainte. Cum poți să n-ai un mouse pe aici? Dacă ești fără fir, tu n-ai? Aba, am trei perechi, ce ai? Dar mouse, zero. Am trei perechi, ești. Dar al făcut și praf, amice, măcar? Nu mă, licare ca prostul și nu face nimica. Păi, dar și nu te duci cu el de pereți? Da, du-i degeaba, nu se strică că e inginistent. Cu bateria are el ce are, da, așa, la călăreală îl ține bine. Uite și tu, că nu-și e bine. Să-mi intre în avarie. I s-a prins în cecul ăla. L-am mouse-ul în capă. Bă, amice, mă. Bă, n-am un mouse, uitați-vă și voi. Amice, inspiri, expiri și te gândești. Bă, lasă-mă, am șaurmerie și sunt patron. Am șaurmerie și sunt patron. Hai, amici. Hai, fă exercițiul ăsta cu mine. Lasă-mă că n-am auz. Păi și eu cum pun, mă, video? Deci nu de clipul meu. Ia, bă, rămâi tu cu gândurile tale depresive, bă, la pișeaba și pe ele și pe tine, na. Doamne, că mă face să jignesc, na. Așa să-l luat de cu vezi, dă-l mă asta. Ce? YouTuber n-are un mouse în casă, mă. Ce să-i mai zic, bă, amicuțul ăsta, cuțu-cuțu. Da. Deci, băieții, în cazul în care vă simțiți cumva așa mai jos, cum ar veni, știi? În societate? Astea, dați-mi mesaj că eu sunt un speaker motivațional, da? Că nu sunt nervos. Da. Și dacă, până la urmă, bă, l-a ieșit. Ce mă fac, mă, mâncava și? Bă, tu ieșiși, bă. Păi dacă nu mai merge! Își trebuie să dai adevăratul dacă nu merge. Nu, dar tu, el singur ieși că s-a fecat, că mă plimb prin casă să caut mouse, dar n-am. N-am. Da. Bă, știi care e chestia? Că eu și dacă vă înjur, vă motivez, știi? Cred eu, nu știu. Bă! Mamă, să moară măicuța mea, că nu mai pot. Îl sparg. Amice? Vă văd aici un anunț cu smell de part. Amice? Te gândești? Amice? Te gândești la un moment relaxant din viața ta, amice? Un moment foarte relaxant din viața ta. Care a fost, amice, cel mai bă, relaxant? Bă, cum fac, bă, să intru în search să caut aplicația aia, bă, de ce nu mergi? Amice, stai bă, cu mine, amice. Ce ai? O lași razna. Avariile, mătii, ce ai? Că eu zic să te duci până în mall și să-ți cumperi un mouse. Ia. Merge, da. Amice, moment relaxat. Mergi, futul, așa, acum mergi. Luați aia jneamul. Mama, tremur. Nu înțeleg de ce, că puteai să joci și fără mouse. Da, nu știu, nu pot, amice, că mă enervează că nu pot să mut camera. Ia, nu ating mouse. Bă, ce-i drept, e cam enervant, dar uite că merge. E enervant, dar nu e... Într-adevăr, da, e enervant. Ce vrei astea, acum am ieșit, ce să fac? Bercică, hezgar, o frăinică. Mamă, ce nervi aveam.
Stil... Trebuie să mă duc, Sis, ia să vedem. Nu știu unde tu să... Nu-mi schimbă și mie bateria cât mai are mizeria asta. Deci nespusă de la ce e mouse până la urmă. Aparent nu mai știu. Aici. Dar fără să vrea, băieți, domnii sponsori. Nu eu luați un nume de rău. Vezi că eu nu tai, hai, revenim. Deci, cum? Amicul, deci îmi scrisă, amice, mi-a apărut telefonul și îmi scrisă eroare. Amice, în primul rând, tu nu trebuia să ieși din joc. În primul rând. Da. N-are treabă, mă. Ba nu, da, dar văd că mi-intră înapoi repede, de așa cum zice. Da, nu mai zic nimic. Așa legu, mă. Deci vrei să ne deci apucăm de un tratament? Deci nu, lasă-ne că ești depresiv. A, păi da. Din cauza asta zic. Ce, tu nu ești? Bă, dacă da, eu oricum vreau să-mi fac analizele. Bă, sincer să vă spun. Eu dacă nu mă făceam youtuber sau patron din ăsta de șaurmerie așa, eu știu ce cred că mă făceam? Doctor. Eu am așa calități da, de... Da! Doctor Mengele. Am auzit de el. Amice. Păi și amice, tu ți-ai mai făcut? Că parcă ți-ai mai făcut toată analize, sau nu? Nu mi-am mai luat. Ba nu, ba nu, nu e adevărat, nu știu. Dacă e... Hai să găsim până pe cineva în domeniu, mai înțeles. Pe mine, pe mergem, mine. Mergem, ne facem analizele și vedem un controlom. Băieții, oricum eu v-am depistat problema, este? Bă, da, chiar da. Bă, amici, dacă nici eu nu sunt... Chiar nu mă gândisem la asta, jur. Da. Amici, eu imediat le văzut și le pusă-i cap la cap, amici. Imediat. Și după să-mi mai spui tu că nu sunt deștept. Nu merge fău să... Să apăs fău. Amici, tastatura nu, mouse-ul nu, mai dă-te! Că te înjur acum de youtuber de mâna a doua. Da, mă, dar nu știu cum să faci să-l bate lui, că pe episodul nu merg toate. Nu merg, da, bă, da. Bă, dacă vrei să zic că nu merg, ești nebun la cap, ce vrei să te mii, dacă nu merg, uite. Păi eu nu zic să-i că mă minți, amice, da. Păi uite-și tu, apăs F și nu merge. Nu merge F. Mă, oare dacă cad eu jos, ia să vedem. Dar nu, că nu mă lasă, strică ăstuia clipul, ești nebun. Bă, dar aici nu poți să treci, nu cazi așa. Ba da, trebuie. Ba da, mă, trebuie și eu. Așa pare, că nu sare, dar cam sare. Băieții, mie nu mai merge F-ul. Dar în joc, nu unde el tăte. Deci, amicii mei, apropo, am realizat de ce amicuțul era așa supărat, n-are nicio treabă cu ce vorbim înainte. Eu cu tot o altă problemă. Dar nu putem să spunem. De-aia sufăr și eu, dar nu mă plâng ca el. No, deci eu nu pot să dau. Eu n-am de ce să mă plâng. Ba, parcă mă plâng la pe tine, la tine, amice, nu merge din cauza că te conectai și incorrect. Da, se poate. Eu mă plâng, legumă, dar mă plâng că parcă e prea rău, știi? Da, nu, păi nu trebuia să mă arunc jos. Nu, că, păi tu de ce crezi că nu mai ești nervos așa, legumă? Te aruncași jos? Da, mare greșeală. Crezui că merge. Hai... Hai băieții că eu mă apuc să termin jocul. Care amice, jocul single player-ul. Da, merge. Ia seama dacă apăs să iesc online, leave game, nu. Nu mă lasă. Lasă amice, că ori cu tine, ori fără tine. Da, da. Păi măcar stai aceea, asistă la discuții și aia e. Nu mă speriași. Că zici că te lumesc chestia. Ce te faci, mă, peste mine? De ce? Păi și eu cum că zic, da, stai liniștit. Și că critical stai update liniștit. La mouse. Aaa, de aici dezactivam eu astea, illumination. Amice, nu-mi pasă de iluminații tăi, da? Asta ca să știi. De ce? Vezi că e pericol aici. Bă. Deci trebuie să o prinzi și să-i dai până sus. Futu-s! Iartă-mă, doamne. Astăzi suntem liniștiți, un sălbăticuț liniștit, alerga pe stradă, până când a venit unul în trafic și l-a inervat. Dar el a fost calm și nu l-a înjurat. Bine-mă, tu? Pentru că e un sălbăticuț mic. Ce? Stai, de înapoi. Ce ai făcut tu? Nu l-ai înjurat? În trafic? Păi da, legumă, încercăm să ne abținem acum, da? Taci. Nu înțelegi. Nu înțelegi. Să ne abținem, să nu mai jurăm, amice, nu să mințim. Amice? Da. Amice? Mă lași?
Să-mi găsesc coaza mea de liniște? Amice... Nu așa, nu asta e calea sălbaticului. De cum, bă? Bă, eu cred că asta e chiar calea. Vrei să dăm o fugă până la București? Păi de ce? Să... Doar ne uităm. La o zici, bă? La ce? La niște mașini. Mașini? Vrea să uite după Ferrari ăsta, mă! Bă! Vezi că nu pot să zic aici ce pe clip, dar vezi că deja încep să văd un pattern. Un pattern? Al da, cui? Al tău. Familias. Și al problemelor tale, amice. Vezi că acum fără băză vorbesc. A mai făcut așa ceva cineva în istorie? Amice, Nu, amice! Amice, este ca la carte, amice. Și eu n-am citit cartea aia și tot știu. Înțelegi tu? Păi despre cine este vorba? O să-ți explic eu, amice. Nu la Biblie. Și retardat este. Dacă o să-i la Biblie. Amice, să-mi aduce amice. Să zic uit, care amice. Este problema, amice. Este, mă, este! Nu trebuie este, prima oară și acum mai mult. Este! Păi și... A, da, vezi că e belea. Da. Fără mișto. Ci că femeia fără buloane e ca ciorba fără sare. Adică cum? Nesărată. Fără gust, mă. Amice, ce-ți place mai mult, buloanele sau... gogoșile? Sincer, el cred că nu prea poate să răspundă. Amice? Deci mulțumesc, amice, că mi-a salvat viața. Știu deci... eu de ce. A. Că nu poate să dea decât un singur răspuns. Corect. Deci baloanele. Amice. Nu? Da. Așa, amice. Știam eu, amice, că ești omul ăla, dar eu nu sunt. Amice, da, știi care sunt cele mai mari, cele mai mișto baloane? Alea, ale altora. Ce puștea. Bă, cum fac aici, gen, să trec în roticule? E, te faci ca mine, sari în void și te rogi. Da. Bă! Mă, dă de la început, a. Eu nu vreau înțeleg cum ar putea să trec aici. Bă, mergi! Da! Mergi în stânga, efectiv, și după lași mașina. Dar trebuie să schimbi partea? Nu! Nu treci prin cercul ăla. Ați văzut, mă, mâncava și clipul ăla de am făcut eu reacție pe TikTok, că m-am enervat. Care? Era Dorian Popa la zilele comunei Ciocănești sau nu știu unde. În fine, tot o comune asta. Așa, în fine, și făcea poze cu copii, știi? Normal, nu avea ce treabă. Și vine un copil prost, că n-ai cum să vină cumva. Și cu camera în mână, știi, pe a filma, dar el râzând. Dorian, mai ai cannabis? Și aia în spatele lui, bă, dar râdeau și îi zădeau pe la coate. Și mă uitam, bă, dar cât de prost este așa, ca așa. Cât de prost. Era copil, gen, copil sau n-a copil avea mai mult de 10 ani. A. Sau hai zicem 12 ani, maxim. Și ce a zis ăla? Și cât de o să facă? Ia-ți, Dorian, ce încerci să faci cu asta? Adică ce, acum scoți filmarea și vrei să faci TikTok, ce faci? Adică cum te duci? Ok, bă, dar m-a plătit, mă, ce ai cu el? Ce? Amice, de-asta-i nasul, amice, da, să aibă copii, orice. Bă, păi da, bă, dar n-ar trebui să aibă copii acces la toate prostiile, aia e problema. Că e copil, amice, nu poți să-i ceri, amice, mai mult. Poate când l-o face și el 18-19 ani o să-i fie rușine de comportamentul lui de la avut. Sau poate o să fie mai prost decât acum. Dar, ideea este că la momentul actual nu poți să-l... Da, nu poți să-l denigrezi și să-l jignești, că... E copil. Pentru că oamenii se mai coc. Și se mai schimbă. La 10 adică ani n-ai într-adevăr, e, știi care e chestia? Aici nu e vina lui. Pentru că până la 10 ani, amici, contează strict educația. După așa te prostești dacă ești te prostești. Până la 10 ani contează educația, noi nu ridicam capul din pământ. Nu mai, nu mai educație, e și de tine ca om cum ești. Că e dacă, și de tine, dacă ai educație, dar începi să o dai în grupuri din alea care nu au nicio treabă cu ce ai învățat și tu ți-ți place, poate să te educe cât te-o educa. Într-adevăr, are,
tine n-ai ce să faci. Exact. Altă problemă care mai e cu chestia asta e că acum educația nu mai face numai părintele, pentru că te duci în ghilimele și de pe internet și de pe căcaturi de genul. Acolo e problema. Că dacă tu asta vezi că se duce ăla și să ia de ăla și nu știu ce și toate bajocurile astea, tu ce te gândești? Fac și eu la fel, că uite, ăla a făcut vizualizări, ăla a făcut... Na, e șmecher. Ăia amice de veneau să mai facă poza cu noi și după fugeau, ne înjurau și fugeau. Și la ea ce să mai zici? Adică ce... Ce astea să ai? Ce așteptări, știi? N-ai așteptări. N-ai de ce să ai așteptări, oricum realizezi și tu de ce. Ca să dea și ei șmecheri în fața grupurilor lor de prieteni, capciu politici. Ia, uite, cad unde trebuie. Aha, hai cu cad. Da. Căcaz. Căcaz. Bă. Stai mă, unde trebuie să mă duc? La căcaz. La căcare. Căcare m-a votat să-i dea lui Amicu sănătate. Mersi, amice. Da, nu trebuie să fac așa. Văd niște buloane grase, cam prea grase. Dacă e să mă întâmplă. E fiat acă. Aoleu. Bă, merge, aoleu. A început și să meargă, dar are niște buloane amice, hai de capul meu. Grasare rău. De la grasa, amice, bă, cu celulită, amice. Hai bă, că copiii n-au celulită. Ne, n-au. Aha, nu, deloc. Ce ai, bă, ești nebun. Au până și copiii băieți celulită. Da, ce da, să facă bun. Aici așa? Bercica. Gata, mă. A, sau nu? Ba da. Bercică, bercică, nu mai zic ce ai mică, bercică, 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 amândoi când stau. Aia, amice, amice, degeaba te... Pădeapții astăzi. Amice, poate cine știe, mă abțin azi, mă abțin mâine. Da. Și poate mi iese din ăsta, amice, mă știi? Și poate înjur doar când e necesar. Da. Mă știi? Ar fi bine, da. Mă îndoiesc. Bă, legumă, păi vezi, dacă n-ai încredere în mine... Mamă, ce-mi place când fac afaceri. Ce afaceri? Ce afaceri ai făcut, amice, tu în viață? Cred că zice de terenul ăla. Ești amice? Acum... Da. Ce ți-am zis? Ce ți-am zis? No, Sofi, no. Nu, Sofi. Amice, n-ai cum să spui la o fată cu bulanele mari. Nu. N-ai cum? E împotriva legii, amice. Puțin. Eu le-aș lua, amice, și le-aș face la bulanele alea numai așa. Știi? Da, să le suge așa cu buzele. Amice, că le-aș face, dar nu mă las, amice. Nu știu, nu te las, amice. Nu mă las, amice. Dar ai văzut că au cărni aia așa, moale așa, știi? Da. Îți vine să le iei numai așa, să le zici că e squishy din ăla. Că miroase și frumos. Da, 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 miroase a copil. A nu. Da. Da. Pe bune. Da, nu. Bă, cred că asta e chestia, de-aia miroși din ce în ce mai urât, te strici. Altceva nu-mi explic. Băieții, bă, legumă, nu știu pe unde te duci tu pe acolo. A, mai aveam un pic. A, super. Cred. Nu știu, se poate. Cam asta o să fie cu episodul de astăzi. Sper că v-a plăcut de detaliile noastre picante și alea lui Amicu. Și nu uitați de like și ne vedem data viitoare. Pa!